Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți binecuvântați. Astăzi, în studio, este o emisiune cu totul și cu totul specială. Specială pentru că special sunt invitații mei. Nu știu dacă cineva a mai îndrăznit dintre realizatori să facă un interviu cu atât de mulți invitați și atât de speciali. Pentru că acest colectiv care îl vedeți aici sunt cei care au primit aplauze la scenă deschisă pentru premiera spectacolului Take Ianche și Cadâr de la Casa de Cultură Pompei Horășteanu din Luduș. Dați-mi voie să vă prezint oaspeții mei și o fac cu mare onoare și cu mare plăcere. Îl avem pe părintele protopop Lucian Voșloban. Bine ați venit și mulțumesc mult pentru prezență. Bine, v-am regăsit. Și colectivul care a realizat acest spectacol. Bineînțeles că îi iau în ordine, este o chestie aleatorie, dar o să vorbim cu fiecare, fiecare își va spune punctul de vedere și să vedeți ce niște tineri, ce niște copii extraordinari avem. Așadar, încep cu Alex Mărginean, care în cadrul piesei noastre a fost Ionel, adică îndrăgostitul care se luptă pentru iubirea și pentru dragostea lui. După aceea pe Oana Ruxandra Vidru, care a fost în piesa de teatru Tache Ianche și Cadâr, cea pentru care Ionel lupta, adică iubita. Ea a fost Ana, și au făcut un rol absolut senzațional, dar o să vorbim la momentul oportun. După aceea, lângă mine este o altă tânără, o altă elevă, care a făcut senzație cel puțin pe scenă, în momentul când a venit îmbrăcată într-un costum pe care l-a adus de acasă, Alice Andrea Bologa lângă ea este Ionuț și acum încep cu greii că asta este cu cei care au dat titlul spectacolului adică cei trei care au speriat vestul și au pus ghilimele la speriat și care au dat titlul spectacolului Ionuț Gabriel care este tânărul nostru și l-a făcut pe Tache cel asupra căruia a căzut aproape în 70%, 75% textul piesei și pe care cred că l-am albit, bine că nu se va vedea aici, este David Voșlovan și care l-a făcut pe Ianche. Și nu în ultimul rând, cel care a smuls aplauzele prin bonomia lui și felul în care își spunea textul destul de greu, mai ales că este vorba de o limbă, cu foarte, foarte multe deficiențe gramaticale, cam așa cum vorbește în Paradigme superbe un turc pe scenă, era Cadr, și el se numește Andrei Bologa și provine făcând aveta de la Cluj până aici. Acesta este colectivul, și acum să vedem cum a fost începutul acestei aventuri, care, așa cum au scris colegii de presă, a fost. Evenimentul cultural al anului pentru orașul Luduș. Cultural din punct de vedere teatral, <laughs> pentru că acolo sunt foarte, foarte multe activități cultural-artistice, și acum trebuie să îl denumesc aici pe domnul director uh, Dorin Grama. Din păcate, dânsul nu a putut să fie prezent aici, pentru că uh, are și uh, alte preocupări acolo, legate mai ales acum de sărbători. Trebuie să fie, cum să spun eu, așa, șapte în 70. Așadar, Dorin, îți mulțumim mult de tot pentru aportul pe care l-ai adus. Părinte, protopop, inițiativa acestui spectacol, trebuie să o spunem public, să o recunoaștem, va aparține dumneavoastră. Asta pentru că dumneavoastră sunteți un fel de coagulant extraordinar a tot ceea ce înseamnă educație religioasă, educație laică, cultură, teatru și tot ceea ce înseamnă că ar trebui Transmis către tinerii Nu numai din Luduș De peste tot Cum va a venit această idee fenomenală De uh, a mă copta În acest colectiv minunat Și de a hotărâ să jucăm Piesa Tache, Ianche și Cadâr La Luduș Fără aportul dumneavoastră și fără Binecuvântarea înaltprea Sfinției sale Irineu Arhiepiscopul Alba Iuliei Cred că nu am fi putut Face nimic și n-am fi obținut Atât de multe aplauze încă o dată vă mulțumim pentru invitația făcută și mai ales că îi aducem pe acești tineri în fața telespectatorilor să-i cunoască pentru cei care n-au reușit să-i vadă pe scenă. Sunt niște tineri minunați și această idee, cum spuneați Adineauri, a pornit de la o vizită pe care eu și domnul director de la Casa de Cultură, Dorin Grama, v-am făcut-o dumneavoastră acasă să vă convingem se atragem pe tinerii aceștia într-un proiect. Adică să le dăm o alternativă vieții acestea monotone în care trăim, destul de stresante, mai ales că știm și eu am încredere că toți tinerii sunt niște diamante pe care noi cei adulți putem și avem datoria să ajutăm spre șlefuirea lor sufletească. Dumneavoastră ați fost de acord, am fost foarte încântați, și astfel a început proiectul. Un proiect care a durat, putem spune, aproape un an întreg, cu tot ceea ce înseamnă pregătirea și, mai ales, repetițiile, care au fost peste 20 de repetiții, între 4-5 ore fiecare repetiție, și aici meritul meu este prea mic, este în primul rând de al dumneavoastră, maestre Rudi Moca și al acestor, acestor tineri minunați care și-au rupt din timpul lor în situația în care unul dintre actori lucrează în cadrul armatei, altul a făcut naveta de la Cluj, iar ceilalți în, anul, în clasa 12 -a sau clasa 11, deci aproape de, de examene, și au făcut timp, au făcut sacrificii enorme, și cred că toate acestea au fost răsplătite de aplauzele a peste 450 de spectatori care au participat la această piesă. Mesajul și ceea ce am vrut noi să transmitem prin această piesă este dăruirea acestor tineri, care, așa cum bine știm cu toții, la sfârșitul piesei, au și sugerat celor prezenți în sală. Să facă și o colectă pentru doi tineri, doi copii care aveau nevoie de sprijin financiar. Fără a le da numele, noi și mai ales tinerii au făcut această colectă și ne bucurăm din suflet că, dincolo de dăruirea lor de pe scenă, au reușit să fie alături și din punct de vedere financiar, alături de doi copii care vor să trăiască, vor să învețe. Și vor să fie fericiți cu toate problemele pe care ei le-au le întâmpinat în viață. Părinte Protopop, bă, cred că cei care ne privesc s-au lămurit cum a început această aventură extraordinară. Cum am intrat noi în in repetiții, castingul care a fost făcut, cum ne-am luptat în sfârșit să, să, să avem tineri, au fost niște mici noutăți pe care noi le știm, nu o să vindem acum tot ce am făcut noi din bucătăria noastră, în care am pus cu drămuire sare, piper și condimente în așa fel încât să fie ingerabil spectacolul pentru fiecare, dar trebuie să amintesc că în afară de acest colectiv și în afară de domnul director Dorin Grama, cei care au participat oarecum la, la construirea și, și la, la, acest succes extraordinar a fost domnul Cornel Sabău care era rezolvat partea tehnică și cred că fără el nu știu ce puteam face de asemenea cel care a rezolvat partea muzicală este David, uite acolo deci așa într-o dublă funcție a trebuit să facă față și acele părți au fost, după aceea, Casa de Publicitate Luduș, care ne-a executat decorul tridimensional și foarte, foarte arătos, foarte viu, colorat. Apoi, după aceea, au fost părinții, cărora acum public le mulțumesc, părinților acestor tineri, acestor elevi, cadrelor didactice, direcțiunii Liceului numărul 1 Tehnologii de Luduș, pentru că a înlesnit în așa fel a făcut programul încât le-au înlesnit participarea la repetiții și astăzi, bineînțeles că le-au înlesnit participarea la această emisiune, deci mulțumiri foarte multe. În sala de spectacole au fost prezenți oficialități din partea Consiliului Local și al primăriei, chiar domnul primar a fost prezent acolo, au fost prezenți și din partea instituției supreme a învățământului Mureșean au fost de la inspectoratul școlar județean, inspectorul general Ioan Macarie. Deci au fost foarte, foarte multe personalități și n-am uitat nici de partea preoților care a fost prezentă și ea acolo. Au fost elevi tineri, iar mesajul, după cum l-ați spus, este foarte important. În sinopsistul pe care a trebuit să îl transmit către studioul de radio pentru promovare, am scris un citat de Mahatma Gandhi care spunea acolo unde este dragoste, acolo este acțiune, acolo este forță, este răbdare, este iertare, este pasiune, muncă urmează semnul egal, succes și performanță. Asta ați făcut voi. Am ținut neapărat să îi aduc aici. Da, vă rog. Vreau să mai mulțumesc unei persoane pentru că le-ați mulțumit tuturor da. și noi să vă mulțumim dumneavoastră. Pentru că ați făcut naveta din iernut. Da, 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 la dar cine m-a adus din iernut? Uitați-vă, părintele Protopop e. și Dorin Grama. Făceau naveta pen, pentru mine. Nu știu care dintre și care dintre oameni își permiteau să vină cu mașina, să-l aducă pe regizor, să-l ducă și să-l aducă acasă. Ei, totuși v-ați rupt din timpul dumneavoastră foarte mult. Și asta pentru înseamnă mine că a fost i iubit. o pasiune, părinte. Da, da, și vă mulțumim din suflet pentru, o mare pasiune pentru și gestul și nu numai, făcut. Nu numai uh, că a fost o pasiune, ci a fost o mare plăcere, pentru că eu am găsit în colectivul de la Luduș, adică toți cei pe care îi vedeți aici, uh, niște oameni extraordinari, niște tineri extraordinari, care mi-au demonstrat mie și tuturor acelor neîncrezători că se poate. Ei și-au descoperit valențe, talente, și-au descoperit posibilități de artă, de transmitere a mesajelor prin diferitele uh, metafore artistice pe care nici măcar ei nu cred că uh, și le-au uh, crezut că sunt în stare. Au fost atât de superbi și atât de minunați încât eu, stând acolo, nu știam ce să fac. Să mă ridic, să aplaud, să râd, să zâmbesc, să, să nu deranjez. nu veneam venea nici să respir, ca nu cumva... Să deranjeze aerul de acolo care era extrem de, 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 de benefic și transmitea, da, așa, talent, talent, talent prin toți sporii. Și acum trebuie să îi iau, așa, aleatorul la rând, să îi întreb, pentru că fiecare dintre ei a trecut prin tot felul de, de, de emoții până să ajungă acolo. Singurul lucru pe care uh, uh, le-am indicat în calitate de regizor, în afară din miza în scenă, le-am indicat uh, să cunoască fiecare și le-am deschis profilul psihologic al personajului. Fără să mă apuc să le spun eu fiecăruia cam așa trebuie să interpretez cam asta trebuie să faci, fiecare și-a descoperit propriul personaj, a venit cu aportul propriu, deci talentul cu carul, așa, fără să exagerez, și bineînțeles, atenție, fără să fi trecut prin nici măcar o oră prin Universitatea de Arte, care învață diferite tehnici teatrale de transmitere a emoțiilor, a mesajelor, de dozaj și așa mai departe. Am învățat ce înseamnă pauzele, am învățat ce înseamnă să spui un text în așa fel încât lumea să fie încântată și credeți-mă că, uite, aici sunt și sunt minunați, sunt mândru cu ei, subliniez cu majuscule, mândru, sunt minunați. Alex, în clipa în care te-am rugat. A, nu aveam tânăr. Vă dați seama că nu aveam tânăr. E, eram într-o criză de bărbați, cum nu se poate. Și nu aveam tânăr. Și până la urmă, întreb pe uh, Ruxandra, nu găsim pe cineva, Dumnezeule, Doamne, în tot liceul ăla, sunt o grămadă de băieți. unde s băieții? Și îmi spune Ruxandra, ce? Eu o să vorbesc cu cineva, să vedem. Bine. Și la un moment dat apare. Ăsta e, mă frate. Ăsta e. Ăsta e tânărul de care am eu nevoie. Ăsta e junele prim. Oameni buni. Copilul ăsta, tânărul ăsta, mi-a oferit prin niște accente ciudate puse în cadrul textului niște valori ale metaforei și ale mesajului extraordinar. Vă rog să mă credeți. Și acum spunem, cum te-ai simțit în rolul tânărului îndrăgostit care trebuie să lupți pentru iubirea ta împotriva celor trei căpcăuni care nu vor și nu înțeleg și nu. E un conflict între generații, un, un conflict care provine din, din tot ceea ce înseamnă nu e voie pentru că nu permite religia, nu e voie că nu permite etnia, nu e voie că. Și la un moment dat, spune Alex, ca replică. Dragostea trece peste toate. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toată îndrumarea pe care ne-ați adus-o. Și în doilea rând, tot acest rol a fost corecum în sinea mea, de, de, când am pășit în ușă. Pentru că în mine mereu am fost un adept la schimbării și mereu am avut tendința de a mă schimba pe mine și pe restul. Tot astea au dus la o interpretare mai bună a personajului și o înțelegea lui. A fost greu cu mine asta, întreb așa și o să mai repet întrebarea asta dacă a fost greu cu mine și nu cumva să mă lăudați că dau cu microfonul în voi. A fost greu pe, pentru voi când eu citesc în presă un coleg de presă care a privit cu un ochi foarte profesionist și foarte critic și spune așa, domnul Rudi Moca un regizor extrem de exigent și nu mai zic mai, mai departe. Am fost chiar așa de exigent, așa de negru, cum vede toată lumea? Din perspectiva mea, nu, dar având în vedere că am făcut și în jur de 40 de minute de text pe de decursul la trei ore pentru a dezvolta acea performanță, este ceva incredibil. Fu, ia uite la el. <laughs> Oana, spune-mi, te rog frumos. Uh... Ai fost de la început. Am căutat împreună cu toți colectivul băieți, am căutat asta până la urmă, o să spunem și acea parte care p -p -p pare glumă și pun, pun ghilimele, că am schimbat și textul și personajul și genul. L am schimbat pentru că nu aveam Ițic și am transformat-o în Rașela. A, rașela noastră este domnișoara care n-a putut să vină pentru că asta e uzanța învățământului, are ore, are teză, să iei zece la teză, <fie> pentru că dacă nu, nu știu ce îți fac și să îi spunem și numele. Luisa, Luisa. Morar. Spunem te rog frumos, în clipa în care știai că trebuie să joci rolul ăsta în care, la un moment dat, v-am cerut și ție și lui Alex, Îți amintești uh, acel monolog de câteva minute din gară, în care trebuia să transmiteți către publicul din sală, indiferent de vârstă și de preocupare, atât de multă emoție încât să aibă un not în gât. Momentul acela în care iubirea intră în butoiul cu melancolie al tinerilor care se văd nevoiți. Să își unească forțele și să lupte împotriva tuturor pentru ca dragostea lor să învingă. Cum te-ai simțit, Ruxandra, în momentele alea? La început m-am speriat, de, mai ales de partea aceea. Și Alex, iartă-mă, ne-am certat de foarte multe ori pentru partea aia. După ce am început să repetăm, mi-am dat seama că textul mă ajută, că mă ajută Alex și știam că o să iasă bine. Știam că putem să facem. Ce frumos ai spus, mă ajută Alex. Asta pentru că de fiecare dată spuneam: atenție cum dați replica, pentru că cel cu care sunteți în dialog direct. Și el va da exact la fel replica. Deci dați replica cu tot sufletul și, și cu toată emoția din voi. Dar în clipa în care ți-am cerut că trebuie să fii o luptătoare, să-l învingi pe tatăl care nu, nu vrea să, 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 să iese la lumină, nu vrea să accepte că e o schimbare, că are o fată care a trimis-o chiar dacă și-a cheltuit toți banii la, la facultate și el vrea să o țină acolo închisă în canoanele religiei pentru că nu permite legea. Cum a fost când a trebuit să fii drastică și să fii o Ana în scenă bărbată? Iar m-am speriat la început. Pe David nu-l cunoșteam foarte bine și nu puteam să strig la el. Dar după mai multe repetiții și mai mulți nervi m-am obișnuit. Drept pentru care l-ai pus la punct. Mai ales, eu mai amintesc că acum uh, ultimele ei replici când spunea că trebuie să-și ceară iertare de la cadări. Și și bineînțeles, nu, 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 nu. Trebuie, și am zis, dacă David mai spune o dată nu, ori primește o palmă, ori un pumn în cap. Deci trebuie să se să spună da. Ok. Uh, să mergem mai departe. Uite, aici ne, ne întoarcem către Andreea. Rolul Andrei a fost oarecum un rol destul de complex, pentru că trebuia să joace o femeie țață. Adică cea care este un fel de radioșanți. iarăși spun ghilimele, din ceea ce înseamnă o colectivitate umană mică care se complăcea în a se studia unul pe celălalt. Ea era un fel de, 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 de transmițător oral, mass media, în tot ceea ce însemna comunitatea. Bineînțeles că o cunoștea toată lumea și bineînțeles că îi ceream să fie foarte puternică și în așa fel ca prin felul și modul de uh, interpretare uh, să atragă atenția asupra sa. Și chiar uh, multă lume s-a uitat și uh, a atras atenția. Spunem te rugămos. Rolul ăsta în teatru se cheamă rol de compoziție, pe care tu l-ai făcut. De compoziție în sensul că nu era rolul nici de vârsta ta, nici de starea ta socială, nici de modul tău de gândire și de, de acțiune. Și mai ales trebuie să amintesc că uh, Andreea este sportivă. Uh, vreo trei zile am repetat fără ea, pentru că a fost la un concurs. Apropo, la ce concurs ai fost? Campionatul Mondial de <sus> Scandale. Da, auzi, domnule, ai, bărbaților, atenție, că nu sunteți toți bărbați. Eu, o fată aici la campionatul mondial de Skanderbeg, Dacă scapă mâna, nu vă văd bine. Deci a, a intrat în rol. Cum ți s-a părut rolul ăsta destul de complex, foarte comic, dar în același timp trebuia să rezolvi în așa fel încât cei trei bărbați care erau în scenă trebuiau să tacă atunci când intră safta, rolul pe care l-ai făcut. Mie una personal mi-a plăcut foarte mult rolul de safta <laughs> pentru că este, este cumva opusul la ceea ce sunt eu în viața de zi cu zi și extremele se atrag. Aha, așa, și așa. Și m-am simțit foarte bine într-o oarecare măsură, mai ales atunci când aveam atitudinea aceea impunătoare cumva, da. mai ales față de cei trei și știu că da, odată ce coborând de pe scenă, n-aș mai fi capabilă să fac așa ceva. Da, doamne, ferete. așa că... Dar nici nu m -m -m își îți dai seama ce ar fi să țip la iubitul tău în halul ăla, era da. fuge mâncând pământul. M-am simțit foarte bine, foarte adică mi-a plăcut foarte mult rolul de safta. Și mai ales atunci când tra transmiteai bârfele prin sat așa, no. uh, uh, ă știi, uh, cum îi spunea eu, uh, lui Tache, nu vecine, nu știu cum îi spunea, jupâne. Jupâne. Așa. Știi, jupene se bărefește, că nu, nu da. pentru mine, nu. Doamne, ferește. Eu duc vorba. E adevărat că din atâta fac atâta, nu, da. asta este presa care trebuie să mărească, care trebuie să ofere amploare, că altfel da. nu are target. Așa. Și până la urmă, săraca de tine pentru că n-ai fost înțeleasă, cum nu e înțeleasă în nicio media care își propagă. Tot ce vrea prin public, ai spus să mă ferească Dumnezeu. Dacă mă mai amestec. Dacă mă mai amestec. Pentru că eu voiam să vă fac cum bine și toți trei au spus în sfârșit unde luă Dumnezeu. Așa. Chestia asta care a smuls o ropote de, de aplauze și de fapt, tot jocul tău. Au fost grele repetițiile, Andrei? A fost puțin mai greu până când am prins personajul până când m-am prietenit cu personajul. După ce am făcut cunoștință și mi-am dat seama de fapt că de cărcotașă și că de mult îmi place, am zis, e perfect. Foarte bine. <laughs> deci, Ne-aș mai schimba pe safta pentru că lume. <laughs> <laughs> și să, știi că foarte multă lume spune așa, păi ce rol ți-a dat? A, un rol așa de, de categoria a treia, a safta, adică una care vine, intră, iese, nu știu ce. Dar uite ce mult înseamnă dacă știi să scoți din acel rol care pare infim, aproape așa de rol principal, foarte frumos. Să i dai microfonul lui Ionuț. E acum intrăm în, în, în categoria greilor, personajelor titulare a piesei. n am avut nicio problemă să așa de la început. Să găsesc cele două personaje. A fost foarte greu să-l găsesc pe Cadâr. dar fiecare la timpul lui că o să ajungem și la Andrei. A fost foarte greu să-l găsesc pe Cadâr pentru că am avut câteva propuneri, au venit și după aceea, nu, nu din voința lor, ci pentru că așa a fost întâmplarea, așa a trebuit să fie. Am rămas fără personajul Cădăr. Am căutat, nu știam ce să fac. La un moment dat, împreună cu părintele protopop, voiam să-l să, să punem în rolul cădăr pe domnul director Dorin Grama. Da, da, da. Și vă dați seama ce, ce, -ar, ce ar fi fost. Nu, să mai, nu mai exista nicio activitate la, la Casa de Cultură, pentru că trebuia să, să repete. Dar domnul Dorin Grama, cu, cu, cu înțelepciunea și, și, și cu echilibrul pe, de, de care dă dovadă, cu diplomația care îl caracterizează și bonomia care îi de bine, a spus nu, nu, e mai bine să căutăm tineri de vârsta lor, ca să nu stric eu echilibru și pentru că eu am de fapt multe alte activități pe care trebuie să le uh, rezolv. Și tot, Doamne, Dumnezeule, nu, nu găseam, vă amintiți de fiecare dată, dar găsiți băieți, căutați, Doamne, iată-mă de unde să apară, că mergem în Turcia și căutăm un, 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 un cadăr. Dar până la cadâr am avut cele două personaje. Și nu vă spun nici câte indicații, nici ce și cum, doar atâta vă spun că am fost de neînghițit, expresia îmi aparține și eu o asum, de neînghițit pentru cei doi, pentru Ionut și pentru David, pentru că nu reușeau să termine fraza și eu stop. Mai relu încă o dată. Nu așa, eu am nevoie de asta, am nevoie de asta, metafora asta vreau. Acum vreau să îmi dați uh, uh, să ăsta. Transmitem -mi mie asta asta. Hai, reluăm. Când spuneau primul cund, stop, nu i bine, încă o dată. La un moment dat, ducându-mă înspre casă, mă gândeam, Dumnezeu, Doamne, dacă eu o să fiu atât de acru, de acid și de negru, sfârșesc așa. Cu două ori iau ăștia un scaun și zic în numele tatălui și m-au iertat. Ori dacă nu spun, domnule, dacă nu-ți convine, caută pe alții și gata. Dacă tot timpul stop, 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 dar lasă-mă, domnule, să termin. Ori eu nu, nu puteam să-i las oameni buni pentru că voiam să-i aduc acolo unde voiam eu, nu unde voiau ei. Eu nu-ți dragă, tu care ești învățat cu o anumită lege, cu o anumită ordine, cazonă militară, cum îi să ai lângă tine unul care face pe șeful, face pe grozavul și la fiecare dată când spui să trăiți, să stop, nu-i bine, încă o dată. Cum e? Vreau să vă mulțumesc pentru, în primul rând, părintele Vojloban, pentru că m-a atras în primele piese de teatru și acum, dumneavoastră, pentru răbdarea de care ați dat dovadă în timpul repetițiilor și oarecum am fost obișnuit cu chestia asta, dacă nu bine mai repeți, că repetiția e mama învățării. Așa. Am învățat, am fost deschis. Primul rând, singurul lucru care foarte mult m-a motivat ca să accept chestiile astea e experiența dumneavoastră. Un om cu experiență poate să te îndrume foarte bine. El știe ce să spună, cum să faci, ce să faci tu având experiență, dacă vrei să crești la un nivel, trebuie să-l asculti pe cel cu experiență, că în momentul în care te lovești de anumite probleme, știi cum să le tratezi. Și atunci, efectiv, din moment ce dumneavoastră spuneați, nu-i bine, trebuie așa, înseamnă că, băi, trebuie așa, domnul Rudi, au avut atâtea repetiții în spate, atâtea spectacole, Păi, înseamnă că știți ce spune. Eu nu, acum îmi, îmi, îmi amintești de, de, de un mic episod, asta trebuie să dau afară din uh, casă. La ultimele repetiții, când uh, părintele uh, protopop mă vedea că eu făceam așa, trotuarul prin mijlocul sălii, până în spate, înainte, în spate, înainte, stop, oprește, mai spune, o altă, mai ia, nu-i bine, altă mai tare, mă rog, o, o, o întreagă uh, circareală acolo. Și uh, domnul director Dorin Grama, la un moment dat, a devenit avocatul vostru benefic. Și s-a uitat la mine și mi-a spus, știi, ă, ei sunt tineri, nu sunt profesioniști, mai moale un pic, mai cu blândețe, mai cu... că se sperie săracii, dar nu trebuie chiar așa de mare pretenție. Vă amintiți ce i-am spus lui săracul Dorin acolo, că toată lumea a înghețat? Eu sunt profesionist, punct și lor le cer să fie profesioniști, punct. Și toată lumea a rămas, nu, nu a mai spus nimeni nimic, cu nebunul nu ne punem. Și am încheiat, spun pun ghilimele la episodul ăsta. Deci chiar așa s-a întâmplat Ionț, că mai râdeam noi și mai nu știu ce, dar... Da, erau momente de destul de grele. Sau ți minte că veneam obosit sau de la muncă sau era un moment în când eram obosit și trebuia neapărat să scotem exact cum trebuie. Păi nu mere, când, când nu mergea, nu mergea efectiv. Ori. Țin minte era joi înainte de premieră. Am fost foarte obosit, am avut o zi foarte lungă și am mers la repetiții și nu ieșea nimic ca lumea. Nu ți iese bine, păi dacă începe rău, păi așa se duce tot spectacolul. Și nu mergea, nu mergea. noi am văzut, ai că e bine cât de cât. Nu merge, eu știu, simt că nu merge. Nu-i ca lumea. Îl pe David. David tu cum simți? Bă, nu meri. Între pe cadu. Pe Andrei, mă, a, nu prea a mers. Ei doi aveau un moment bun. La voi a fost ok, dar la noi divinca. Ia de acolo. Safta, safta, super. Foarte fain jucat, îmi place foarte mult cum o jucat. Îmi venea să râd foarte tare, numai cum uitam la ea, la expresia feței ei. Da, da, da. Cadâr la fel, că câteodată și mă uitam, urmărind discuția... Dar spune mie, spune mie, de ce vă au pe voi pe toți râsul ăla? Aveau mimica, fețe și... Doamne Dumnezeu! Și acum dacă să mă, uit, de... mă frate, felul în care am îmbrăcat și da. felul în care se uita la noi... Ea avea o parte în care nu spunea aproape nimic. Efectiv te plictisești că nu spui nimic. Și începea și făcea niște fețe din alea și te-aș uita la el, nu mai putea să nu râd. Dar bineînțeles, și Eu stricat jumătate de, de, de oră de repetiții la nimic, ca o să ajung eu și la uh, uh, Andrei, ca să vedeți ce argument mi-a dat Andrei. Că toată lumea a aruncat vina pe el. Bineînțeles că cine știe ce mult trebuie făcea. Și vreau să le mulțumesc da. tuturor pentru că, cum a spus dumneavoastră înainte, felul în care îți oferă replica, așa trebuie să și dai. Datorită lor am reușit să joc și eu cum am jucat. Sper că destul de bine. Ai jucat Acum, foarte bine. Acum spectatorii pot să spună cel mai bine. Ai chestia. jucat foarte bine. Și lui David îi mulțumesc că cu el am avut cel mai mult dialog. A fost fain. Cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult. Important e că din toată cearta asta a voastră indicată de către autor, n-ai și bătaie. Țin, țin minte au spus frate meu după premieră, face, măi, dar tu cu David ce vă certați acolo așa că numai că nu vă băteați? Ză, păi așa era. Păi așa era, nu-i nimic. Dar ții minte că eu în clipa în care mi-ai spus că ai un frate geamăn și când am văzut prima dată, am zis, tu ce cauți aici? Tu te repede, îmbracă -te. <laughs> și după aceea am văzut că se uită să și zic, scuze, 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 nu ești tu, da, 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 bun, da, ni se întâmplă foarte des Sunt... <laughs> E ceva normal Bine Hai să trecem la David David cu care de la, de la început Pentru mine a fost Ianche Felul în care arată El și fața în care arată Este Ianche I-am cerut doar să transfere Accentul Limbii române Literare Ușor în uh, spre o limbă, ușor contrafăcută a evreului din acea epocă. Sau a ovreiului, ca să fiu uh, în ton cu Victor Ioan Popa. Și nu numai asta, nu numai i-am cerut să transfere uh, limbajul înspre ovreiul de altă dată, dar să și simtă ca el. A fost destul de greu să îi cer eu unui tânăr de uh, nici 20 de ani, 18 ani, 18, da. 18 ani, unui tânăr de 18 ani să îi cer eu să facă astfel de transformări extraordinare care în primul rând uh, trebuie să producă niște transformări acceptate și argumentate în mintea lui. După aceea să își transfere toată chestia asta în trăirea. Pe care o are, dar să mi-o și redea cu aportul talentului pe care îl are. E un amalgam acolo destul de complex și de complicat, care se învață doar la cursurile Universităților de Arte, în cadrul multor ore de repetiții. Au fost și multe repetiții împreună, la masă, cu tot colectivul și au fost extrem de multe momente în care, exact cum spune Ionuț, îl opream pe David și îl vedeam că stă, cam asta era o bun poziția lui David, cam așa. Era și spuneam: uite-te la mine pentru Dumnezeu, că vreau să-ți văd ochii. Da, da, mie place să stau așa. Nu-ți place să stai așa, te uiți, îți faci cum zic eu. Puh, săracul nu zicea nimic. Dăi, învăța textul, avea textul prins cu o clamă, avea pagile, nu știu ce. Față de. Uh, 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 nu, Ionuța avea cu, cu clamă, David avea foile libere. Au fost momente și de emoție când puf, a căzut textul de pe genunchi, s-au împrăștiat alea s amestecat, nu mai știa nimeni unde pagina 1, pagina 15. Nu vă spun prin ce am trecut și, totuși, până la urmă, David, ai reușit eventul. Adică. Acea chestie extraordinară în care să duci pe umăr toată greutatea spectacolului. Nu e nicio... Adică eu nu mă feresc de a spune lucruri pe nume. Asta nu minimalizează aportul colegilor tăi, care sunt la înălțime, dar trebuie să recunoști. Asta, și o spun public, a trebuit să duci toată trena spectacolului și să dai tonul spectacolului. De ce? Pentru că îți amintești la început tu, după deschiderea cortinei și uh, muzica, începea, se auzea doar sfăruitul lui uh, cadăr și prima replică a spectacolului, vorbită, spusă, era a ta. Și totdeauna am spus, începe de, de sus, gata, cu nervi, nu nervos, ci cu nervi, adică plin de viață. Și probabil că nu, nu o înțelegeai. De ce îți cer eu așa? Ce vrea omul ăsta, mă frate, cu mine? Vreau să-l strâng de gât pe copilul ăla lângă mine. Mă iau la bătaie cu ăsta, ăsta la tu. Ö, o, ö, îi, îi, spuneam la un moment dat Safta vrea să se așeze în poala lui Și el o împinge de Unde vreau să o, împing pe asta prin geam Afară sau ce vrea omul ăsta Cum au fost repetițiile cu, cu un zbir ca mine Păi, nu știu cum, ce să spun, foarte faine, super, super, mi-au plăcut, mie chiar îmi place, chiar dacă au durat 4-5 ore și eram obosit atât psihic cât și fizic, au fost super. Dar eu de abia acum aflu că voi erați obosiți, pentru că eu vă luam drept așa, fiind de viață, o odihniți, unde a fost, la pe unde? Ca tinerii. Veneam de la școală, mă puneam în pat, mă uitam la ceasa de la treia repetiție. Super! <lipi> la repetiții. Veneam, întârziam 5-10 minute, trebuie să recunosc. Da. Ajungeam, 4-5 ore repetiții, după aceea acasă și som. Îți mai amintești gestul pe care uh, mi l-ai făcut, dar asta numai, nu din răutate, nu din răutate, a făcut-o, ci așa ca să își oblojească el micile întârzieli de 3-5 minute când am venit cu părintele Protopop și toți erau acolo și îmi face David. <fie> <fie> Aha, da, da, da. Îți <fie> dai <fie> deci eu, eu mi-am amintesc foarte, foarte multe lucruri din amănunte, așa, care, care dau savoare până la urmă. Și cum ți s-a părut rolul ăsta care este extrem de complex? Extrem de complex. Am um iubit rolul ăsta. Deci iubesc rolul Ianche, nu știu cum să spun. Am intrat în pielea personajului încă din primele minute în care am citit textul. Am, a fost super. Pentru tine a fost o, o experiență de îmbogățire a propriilor tale valorizări pentru viitorul tău? Da, da. Da, categoric. Ce crezi? Ai... Ai căpătat mai mult curaj, mai multă încredere în tine pentru un alt rol, probabil că la fel de complex, dar într-o altă așezare a personajului? Da. Da, am observat chestia asta după ce am avut premiera. Apropo, chiar cum te-ai simțit tu și toți ceilalți ca vedete la premieră, când am spus pe scenă că urmează un moment? De, de, de acordare de autografe și să mergem în, în public -am acolo. M-am simțit bine, veneau persoane la mine dăm mi un autograf pe ei, cum, dați-mi pix, nu, nu știu cum să dau autograf. Ce <laughs> Erau persoane pe care nu le cunoșteam și și pe urmă m-am întâlnit cu persoane care nu le cunosc și zice, felicitări, a fost foarte fain, mi-a mi plăcut cum ați jucat. Dacă o de, de armată? <laughs> mă strigă Tache până tate. <laughs> vorbesc despre. Tache, tu ești tache, zic de acolo, eu, tache. De Și mie îmi ar... place teatru foarte mult. Bravo, bravo. Dar pe strigă, pe tine, sper că nu te strigă Ianche mm, acum. David, mă strigă. Deci te strigă David. Apropo, dascării, profesorii, colegii de la școală, tinerii care s-au uitat, cred eu, altfel la voi decât se uită de obicei. Ce au spus David? M-au felicitat. Și au spus, du-te pe drumul ăsta, că asta e menirea ta. Asta e menirea ta. Și David ce le-a răspuns? Pe drumul ăsta, mă duc. Bravo! Asta e deținut minte. Bun. Bine. Aici și acum să transferăm microfonul către Andrei. V-am spus la început căutam cu toții. Doamne, nu găsim un, un cadr. Nu găsim un cadr. Și la un moment dat, Părintele Protopop ne dă ideea salvatoare. Dar așa, pff, asta a fost așa ca o lumină. Păi stați puțin că noi am fost într-o excursie, acolo a fost un tânăr și care e îndrăgosit de teatru. Și care vrea să vină. Când i-am propus, vrea să vină. Este din Luduș, dar nu este elev al liceului din Luduș, ci este un elev al unui liceu din Cluj. Și zic, cum, ce o să facă? Păi, o să vină din Cluj. Ferească-mă Dumnezeu. Adică, cum să vină din Cluj? Păi, da, vine din Cluj. Trebuie să recunosc că bă, bă, am avut oarecare înduiel cum Dumnezeu să faci tunaveta Cluj-Luduș. Și la un moment dat apare Andrei. Toți eram acolo, facem cunoștință, nicio problemă, eu îmi păstrez culoarea și stai jos, ăsta e textul, dă bătaie, să aud. Măi frate, oameni buni, mai copii, voi v-ați uitat vreodată la concursurile de la marile televiziuni de bă, vocea României, bla 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 și la la la, nu știu ce. Așa, da. și când vezi pe câte unul din ăsta mic, bășbuit, nu știu ce, să împiedică și nu știu pe unde merge, și când scoate o voce, toți ăia care sunt în juriu, așa, nu le vezi altceva decât le cresc ochii ca la mergi, așa. Ei, cam așa, n-am lăsat eu să-mi crească ochii ca să prin lentile. Cam așa am pățit eu când te-am auzit pe tine. asta ăsta e. Acum, cum îl eu? Ce fac eu cu copilul ăsta? Să vină. Dar a venit Și a venit cu trotineta, trotineta. Care trotineta electrică De la Cluj venea cu autobuzul Nu credeți că venea cu trotineta de la Cluj Dar de la Ludoș venea cu, cu, trotineta Și bineînțeles stăteam și mă uitam la ceas Și începeam Alex, îi știi numărul David, dă -i telefon Ionuț, umflă -l. Roxana, faceți ceva Unde e copilul ăsta? Dar vine acum, când acum? Pe în 5 minute. Ei, 5 minute erau 15 minute, bineînțeles. Și când vedea, nu îndrăzeam să îi spun nimic, ca nu cumva să plece, să mă lase acolo. <gângânt> Că nu nu mă, mă la, la, ceas. Mă, copile. Nu, nu, dar eu acum, repede. Bine, bine. Așa. Și începe cadăr. Și îi spun. Sforăie, stai așa, fă așa, nu știu ce am nevoie de costum, am nevoie de -a. Nu, 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 eu mi-aduc costum, eu îmi cumpăr costum. Mă, e vorba de șalvari, șalvari! Mă, dar îmi trebuie fez, fez, cumpăr tot, vin, bun. Mă, nu ți-e greu, dar nu! Nu cumva să iei patru, că dau, dau telefon la uh, liceu, dacă iei un patru, te-am gătuit. Nu mai sufli. Nu, 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 că învăț bine. Bun, perfect. Și încep repetițiile. Și dai, frate. Și ajung în seara premierei când la primul lui sfărăit și nu vă spun pozițiile alea deșuchiate pe care le avea în fotoliu, pentru că era singurul avantajat stând în fotoliu, ca orice sultan și ajung și la episodul când au râs toți, era așa o chestie în care nu se putea, doamne iartă mă exact ca la mort când îl uflă pe careva râsul acolo lângă sicriu, că nu îl poți opri numai dacă lovești din cap. Și toți îl și au dat vina pe el. Bă, de ce râdeți? Păi Andrei de vină. Dar de ce? Păi uite ce mutre face. Și Andrei îi spune, păi dar ce, eu, dar nu te că și zic, dar tu nu te la tine, mă, ce mutră faci? În sfârșit, eu încercam să fiu foarte, foarte uh, uh, zmeu, nu reușeam pentru că au râs. Au trebuit să le să-i las în pace. Andrei, da. da. limbajul ăla, pe care eu ți l-am cerut, agramat, cu accente ciudate, cu turcisme, cu pauze pe care ți le-am cerut, cu sforăitul care trebuia dat într-un anume fel, ca să fie și teatral, dar să, dar să și producă râs. În clipa când îți deschideai gura și vorba lui David, n-a explodat cumva Mahomed. Cum te-ai descurcat copilă? Acum poți să o spui, că nu te-am întrebat niciodată. Deci dacă vine vorba de limbaj, cel mai greu lucru, dar cel mai, cel mai greu a fost să-mi bag în vocabular cuvântul bre. Da, atât de bine o intra, deci atât de bine, că și, și astăzi îl folosesc. Ce, ce faci David, bre? Ce faci? Numai bre, bre, bre. Aia a fost cel mai greu, în rest îi... E... Eu a fost ok cu limbajul că am avut foarte multă deschidere la improvizație. cadr e clar din, pri din primele cuvinte îți dai seama că e un om care nu știe să vorbească. E de 20 de ani în România, dar el nu învăță. El tăcut turca lui a rămas. Și atunci am putut să mă mai joc, să-i dau nuanțe mai, mai puerile sau întreia să vorbesc mai serios, deși n-am avut multe momente în care trebuie să vorbesc serios. Am dat o dat nuanță mai serioasă. Nu. No. Ideea e că chiar a fost o experiență interesantă să-i găsești limbajul la cadâr. Chiar foarte tare mi-a plăcut. El, ca psihologie de personaj, în care tu trebuia să stai mai ales în prima parte a piesei, să taci. Da. Să te prefaci că dormi, dar să observi tot. Și ți-am mai spus, e, cel mai greu rol în teatru este să fii pe rolul, scenă rolul mut. și să nu ai nicio replică. Dar să atragi toate privirile asupra ta. Și acolo, acolo vă mulțumesc. Deci cu piesa asta de teatru am învățat atât de multe, mai ales la, îmi spuneați, de rolul mut. Și eu nu știam ce e ăla. N-am mai petrecut atâta timp la o piesă de teatru pe scenă. Am stat din toată piesa de teatru. Eu vreo jumate stac, nu zic nimica. Uh, un sfert sforăi uh -huh. și un sfert mai zic și eu ceva pe acolo. <laughs> și la, la început până am. Uh, <laughs> uh, la început până când ne-am dat drumul, așa cu textul, până când am uh, învățat cum să-l spun pe ăla, După ce l-am învățat, uh, au venit partea cea mai grea, cum a zis, partea mută. Și cum. Uh, cum, ce trebuia să fac eu când uh, jumate de scenetă eu stăteam și nu făceam nimica. Și acolo vă mulțumesc mult că m-ați uh, m-ați îndrumat, mi-ați spus că pot să mai fac o reacție, să fiu, încă, încă și țin în minte cuvintele, mi-ați spus să fiu ca publicul. Deci ce reacție are publicul? Exact așa reacție să am eu, dar de actor, așa mi a spus, de actor. <gătări> ce, ce serios, dar acolo. Tu, tu, tu ești într-o echipă de teatru de la Cluj de la liceu de la voi? Uh, nu de la liceul de la noi, de la o școală de arte din Cluj, școală uh, extra extraculigulară. Da. Uh, deci după școală eu mă duc uh, acolo și cu un actor de la teatru național punem în scenetă anumite piese. A fost cineva de la Cluj uh, la spectacol ca să te vadă? A fost. A fost uh, o prietenele mea, plus că am câțiva prieteni din Luduș care ei, eu ei au mai fost la Cluj, la scenetele mele, și au venit și ei la asta. Și o Și care a fost impresia lor, după ce te-au văzut aici și scenetele de la Cluj? Eu am și o soră. Care. Trăiască, așa. Am, mulțumesc. Am și o soră care a fost la toate piesele mele și mulțumesc foarte mult. Reacția ei după asta, am ținut-o minte, după spectacol, a spus că. Asta a fost cea mai bună piesă la care a fost ea vreodată. Așa au spus. Și mă gândeam că când am, când am auzit că începe cu cea mai bună piesă, mă gândeam că spune la, în care am jucat eu. Nu, nu, i a spus că cea mai bună piesă la care a fost vreodată. Deci. Uh... Da, am fost da, am avut e succes. sora ta care da, da, care nu, trebuie să... Asta, asta e job ei, să mă, să mă ridice în slavă. Da, alții, alții de la Cluj. Mi-au plăcut foarte tare cum după spectacol am avut ocazia să primim reacții de la oameni și am văzut că foarte bucuroși erau oamenii mai în vârstă care au venit, care au venit să vadă teatru. S-au bucurat tare, au râs, dar în același timp eu atins piesa asta și pe pe cei mai tineri. Eu făcut să râdă la momentul emoționant, au zis foarte mulți că, că și da lacrimile. Însă, deci îmi place mult așa cum no, noi în piesă am vorbit despre cearta între generații și noi care am reușit să atingem publicul de orice vârstă, adică toate generațiile. Consider că a fost și o lecție pentru aceia care s-au regăsit în calitatea asta de părinte care nu vrea să accepte transformarea copilului lor care vine cu alte idei, și conflictul dintre generații se rezolvă prin dragoste, prin iubire, prin înțelegere, prin acceptare. Consider că și-a atins, adică ceea ce am transmis noi. Eu cred că dacă ar, 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 fi fost și cred sincer că au fost părinți în public care nu sunt 100% de acord cu ceea ce copiii lor își doresc, piesa asta a fost o învățătură pentru ei și eu cred sincer asta, că ei au avut ce să învețe din piesa asta și le-au și plăcut că învățat, că în timp ce învățau au și râs foarte mult. Și nu râdem de ei, să știi, de foarte multe ori, chiar dacă ei nu-și dau seama. Pentru că nu, uh, nu vor să înțeleagă. Uh, Transferi uh, microfonul lui David, pentru că acum mergem înapoi, că mai avem în, încă 10 minute din emisiune și mai facem o tură așa până când ajungem la Părintele Protopop. Uh, David, aceeași întrebare. Mesajul piesei, uh, am fost întrebați de, de colegi, chiar dacă uh, piesa este o comedie, așa, în puritatea înțelesului cuvântului, mesajul piesei este dragostea este iubirea care învinge tot și în jurul acestui subiect, acestui pilon s-a construit toată piesa. Aici cred că este generalitatea lui Victor Ioan Popa de, de, de a construi tot conflictul dramatic în așa fel încât până la urmă tinerei să aibă ultima lecție ca ofertă către public lăsați Iubirea să se dezvolte, dragostea să își spună cuvântul și lăsați tinerii să se iubească. Chiar dacă nu vă convine, nu vă place, pentru că există anumite limite ale acceptării și înțelegerii dumneavoastră vis-a-vis -vis de tânăra generație. Cum te-ai simțit în clipa în care ai monologat pe scenă? Și după ce ai fost așa, că răsturnai toată lumea și erai nervosul din spectacol, la un moment dat, părăsit fiind de prietenul tău, ai rămas singur pe scenă și ți-am cerut să ai un monolog de profundă tristețe interioară în care prietenul, adevăratul prieten, îți produce o asemenea traumă psihică. Cum te-ai simțit Păi o tatică? Așa le spuneam lor. Cum te-ai simțit? Păi a fost un moment foarte tensionat pentru mine, pentru că mă uitam în jur și am, realiz îi, am realizat că, bă, eu chiar sunt singur pe scenă și 450 de persoane se uită la mine și eu mă uit la acele persoane. A fost mare presiune, așa? Da, foarte mare presiune și a fost wow, un moment dificil pentru mine. Cred că, cred, cred că era dificil, pentru că e dificil și pentru un actor profesionist să fie singur pe scenă. Dar. Uh, știi, când îți ceream eu, uh, oameni buni, în, uh, există un uh, light motiv în rolul lui: Du-te dracului, și-am pus ghilimele. Și-am cerut uh, lui David ca această înjurătură, această drăcuială, să fie spusă de către David, așa cu toată suferința sufletului. Și vă dați seama să-i ceri unui tânăr, unui copil care n-a trecut prin Universitatea de Arte, să transfere în jurătura într-o traumă psihică, emoțională, cu argumentele de rigoare. A fost foarte greu. Cred că a fost foarte greu. Da. Eu nu ți m-a ajutat pentru că eu chiar mă simțeam afectat că m-a lăsat, atât patos a pus în replica pe care a spus-o înainte, să plece din uh, uh, piesă și am zis că bă, eu <laughs> chiar mă simt afectat că el a plecat, chiar dacă suntem personaje. Da. A fost foarte frumos, da. foarte, foarte frumos. Uh, Ionuț, dă microfonul lui Ionuț, eu mai fur cu ochii și către ceas, uh, Ionuț, Apropo de, 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 de relația dintre voi, care s-a închegat extraordinar, eu vorbesc în relația de personaje de pe scenă. Nu, Eu nu fac referire la nici niciun pic către relația voastră fizică din viață. Dar cred că și asta a fost un, un, un punct da. care. îl care... cunosc pe David de patru ani hey, și am, am mai și avut și, și celelalte două piese de teatru suntem prieteni buni și oarecum am avut curaj ca să avem relația asta pe scenă. Și în clipa apropiem. în care eu ți-am cerut ție să interpretez acele două momente când invocând nu știu, jurămintele sacre, invocându-L pe Dumnezeu în jurământul tău, să dai o atât de puternică încărcătură emoțională, încât și lumea și tu și el mai ales să simtă din plin greutatea părăsirii unui prieten în cele mai grele momente ale vieții sale. Păi era un moment de disperare, el nu, încerc, nu putea să mă creadă, nu voia să mă creadă efectiv și ultima șansă, ultima metodă prin care să-l fac să mă creadă era ca să apelez la divinitate, să vadă că deși felul meu de a fi nu e ăsta dar recurg la chestia asta ca să îl fac să înțeleagă că, mă, chiar e adevărat. Nu e adevărat ce spune Turcu. Nu-i copilul meu. Și dacă el insistă cu chestia asta, eu nu pot să mai stau lângă un asemenea prieten și las tot și mă duc în lume. Și asta e, dacă el nu poate să mă înțeleagă pe mine, dacă de atâta timp nu mă crede. Și atunci am recurs la cuvintele alea. Și mă bucur și chiar am fost plăcut impresionat de ce a spus înainte nu mă așteptam să ai asemenea reacție. Mă bucur, chiar mă bucur. Deci acum îi știi și acea cealaltă parte, dincolo de scenă, da. Da, da, că ce înseamnă legătura aceea extraordinară de încredere teribilă în ceea ce înseamnă acel cuvânt simplu, dar foarte, cu, 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 cu niște amprente extrem de grave, ce înseamnă prieten? Dumneavoastră ne-ați învățat și a spus că personajul trebuie să ți-l crezi singur am fost la piesa de teatru aici și vă zic sincer că mi-a plăcut mult mai mult personaj pe care l-am interpretat eu decât cel pe care l-am văzut. Sau Ianche, la fel. Cadâr, chiar mi-a plăcut la fel. Ei doi foarte mult mi-a plăcut cum au jucat și și Safta. Deci mie mi se pare că piesa pe care am jucat-o nu e fost mai faină decât aia pe care am văzut-o. Patriotismul local. Așa că ce să mai... Asta este. Chiar mi-a plăcut foarte mult și Place foarte mult păi să-și simt... e, și mie mi-ați plăcut cum ați jucat. Mă bucur. Așa, mă fără mă patriotism local. Deci... <laughs> Bun. Perfect. Aici că trece timpul, Dăi uh, uh, microfonul lui uh, uh. Andreea. Uh, ceea ce ți-am cerut eu ție nu puteam să cer oricui. Pentru că aveam uh, nevoie de o tânără care să mă înțeleagă în sensul în care eu, regizorul, îi cer actorului. Nu eu, Rudi Moca, îi cer Andrei. Ai simțit vreodată diferența că fac această separare? Safta este safta, regizorul, regizor și Andreea, Andreea și Rudi Moca e Rudi Moca. Ai simțit? sincer... Simțeam, dar numai după ce mă dădeam jos de pe scenă. Deci chiar dacă îmi spuneați, Andreea, dacă eram pe scenă, în creierul meu era safta <laughs> era foarte ciudat dar dumneavoastră tot rudimul că ați fost cumva deci asta. Știu, am văzut la fel știi <laughs> de ce? pentru că după ce termina partea ei trebuia să meargă fie la da. avea antrenamente, avea nu știu ce și stătea cu rucsacul și venea la mine și exact ca un elev foarte cu minte, la locul lui îmi spunea, eu pot să plec <laughs> și în clipa aia mă gândeam eu chiar așa de rău și de bă, al naibii, îți scă... Fata asta scade vocea și zice, eu chiar pot să plec, îmi dați voie. Și zic, da, sigur că da. După aceea îmi propuneam, dar ar trebui să fiu un pic mai uman, pentru că am impresia că, așa, mă vede... Bau, 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 bau. Deci chiar aș vrea să vă mulțumesc. Mi se pare că ați fost foarte flexibil, dar v-am spus, eu una așa sunt, nu sunt foarte curajoasă, cumva, ca să spun, cu persoane relativ noi. E, aici deci... ai fost suficient de curajoasă <laughs> în așa fel încât toți bărbații de pe scenă aveau ultimul cuvânt în fața ei. Da, safta! Deci, cam așa era. Ruxandra, uh, da. rolul tău uh, uh, a trebuit să treacă prin foarte multe convulsii ale sufletului. A trebuit să intre pe scenă așa, ca o prima donă care a reușit să se depășească pe sine pentru că din văgăuna aia te-ai te dus să faci studii superioare. A trebuit să treci prin furcile caudine ale tatălui care nu înțelegea Dumnezeului, tu, tu ești pica mea ai crescut așa mai ești frumoasă dar cum îți permiți să te îndrăgostești? Las că-ți caut eu! Și atunci a trebuit să te transformi în așa fel încât să lupți împotriva tatălui tău. Pe urmă, ți-am cerut scena aceea din gară în care, era chiar impresionat în vorba băieților, în care să spui, tu, fără tată, fără nu știu ce, eu fără mamă, nu avem bani, nu avem nimic, avem doi părinți care care vor, vor să ne despartă. Și ce facem acum? Încolțind în mintea ta suicidul, ceea ce se întâmplă de foarte multe ori cu tinerii de astăzi, și aveți grijă, părinți care aveți tineri, încercați să îi înțelegeți. Pentru mine și pentru public a fost o mare lecție. Toată transformarea ta și toate transformările pe care ți le-am cerut a fost o muncă pentru tine, personal de uzură te-a marcat? Da, m-a făcut să-mi revizuiesc atitudinea atât în piesă cât și în viața mea personală să facă o diferență între atitudinile mele. Crezi că în urma rolului ăsta poți să discuți altfel în relațiile cu părinții? În modul în care tu privești Iubirea, dragostea, relația dintre tine și tânărul pe care îl iubești? Da. A, ce emoționată! Da! Altceva nu pot să zic. Da, într-adevăr, e foarte frumos. Da, a fost, este o lecție. Alex, dă uh, microfonul. Așa am uitat ceva. Da. După piesă, mi-a fost frică să nu strig la mami cum m-a strigat la David. <laughs> Dacă mâine ne <laughs> Bine, acolo mami nu era pe scenă și nu era David și normal. Dar vezi că și e, și e, și astea e, e o chestie. Alex, îmi cer uh, scuze de la tine acum pentru că divulg chestia asta. Oamenii buni am intrat în hol, era sesiunea de autografe, de felicitări, de poze, de aplauze, de nu știu ce, de, era antreul acolo asigurat prin bună bunăvoința părintelui și le mulțumesc tuturor acelor care au participat uh, acolo pentru acea atmosferă extraordinară și masa care a fost uh, făcută acolo și îl observă pe Alex cu lacrimi în ochi în mijlocul familiei ce te-a impresionat atât de tare chiar, chiar am vrut să te întreb ce te-a impresionat atât de tare să ai lacrimi în ochi și pf, în jurul tău era o bătrânică care plângea. Cine era și de ce? Ea era bunica mea și pentru ca să explic toată situația aceea trebuie să iau cu câțiva ani în urmă povestea. Pentru că de pe clasă nouă am avut două înclinații spre psihologie și actorie. Și profesorul meu de română, la Cosma, a observat asta. Și fie că am vrut, fie că n-am vrut, i-am adus la fiecare concurs la care a putut. Și acolo tot am dezvoltat această pasiune. Și apoi a venit acest proiect care a avut un mare impact. Eu, mereu, am avut acea parte care voia să fie independentă, care a să l dorea. Și dumneavoastră ați înțeles. Și mi-ați acceptat toate gesturile, mimica și le-ați făcut mai bune. Și, mereu, oricare dintre aceste două pasiuni, fie că ar fi psihologia sau teatru, n-am primit foarte mult suport. Pentru că lumea spunea că din așa ceva nu se pot face mulți bani. Și mă rog, mama, familia mea a încercat să mă susțină, să mă facă, să cred că pot să fac chiar ce vreau. Atât de multă emoție ai transmis familiei tale încât toți erau acolo și eu am simțit că acolo e familia. Cum te-ai simțit? A fost un moment în care știu că pot să fac ceea ce vreau și cu munca mea și cu ajutorul dumneavoastră și a prestul, am putut să fac ceva așa de frumos. Bravo. Foarte fain Și în chem cu Părintele Protopop uh, Care e concluzia dumneavoastră Vis-a-vis -vis de toată aventura noastră Când continuăm <laughs> Păi deja ne gândim Să mergem și în alte orașe Așa cum vorbeam adineaui după perioada postului Crăciunului, după ce trec sărbătorile, să nu-și iasă din mână actorii noștri. Și mă bucur foarte mult, poate tinerii nu-și dau seama ce au reușit să facă. Pentru că să aduni 450, eu zic că au fost mai mulți, de oameni într-o sală, de la tineri până la oameni în vârstă, care să privească fiecare gest al unei piese de teatru, într-o lume în care cultura parcă este pusă undeva după ușă. Eu zic că este o realizare, o performanță extraordinară. Bine, au fost părinții copiilor, au fost bunici, au fost prietenii, dar nu au fost 450 de oameni, numai rudenii. Au fost și oameni care pur și simplu și-au redescoperit această dragoste pentru teatru și am rămas din nou impresionat pentru că, așa cum spunea Ionuț, noi am fost cu câteva serii înainte, aici la Târgu Mureș, de am văzut piesa Take Ianche și Cadăr, jucată de profesioniști și am rămas impresionat că oamenii merg la teatru și merg foarte mulți și asta este bine, pentru că încearcă fiecare, după timpul pe care îl are, să se cultive, să se să evadeze din această lume în care parcă devenim niște roboți și facem aceleași lucruri în fiecare zi. Cred că fiecare dintre personajele din piesă s-au redescoperit prin rolurile pe care le-au jucat și pe care i-ați ajutat pe fiecare în parte să-și redescopere ceva ce ei poate nu știau că au în sufletul lor. Început de la Andrei, David și toți ceilalți. Și mă bucur foarte mult că am reușit și eu, într-o mică măsură, să fiu alături de dumneavoastră și de ei într-un proiect atât de frumos. Ne gândim poate să mergem în alte orașe și poate la anul, dacă Dumnezeu ajută, să punem în scenă o altă piesă. Au fost încă două piese, la fel de frumoase. Mi-aduc aminte cu multă bucurie de Coțul de Mărgăritare, jucat la Luduș, tot așa cu o sală arhiplină aveam emoții. Oare vine lumea la această piesă? Oare totuși era ceva inedit? O piesă de teatru jucată de tineri, deci nu de profesioniști. Și sala a fost și atunci arhiplină. A fost goana după fluturi, de asemenea o comedie spumoasă, din nou sala plină. Asta înseamnă și eu trag deci dacă tinerii din ziua de astăzi, dacă îi aduni în jurul unui proiect, unui proiect pe care ei să-și îl însușească, atunci descoperim în ei lucruri nebănui de frumoase. Și ar fi păcat să rămân acolo într-o stare mognită. Mă bucur, sunt mândru că alături de dumneavoastră, alături de toți ceilalți, sunt mulți alții care, apropo de ceea ce s-a întâmplat în hol, de ceea ce s-a întâmplat după aceea, au contribuit în modul cel mai discret ca această piesă de teatru să aibă ținuta unei piese de teatru jucată într-un într oraș mare. Și zic că ne-am ridicat. Am încercat, ne-a străduit să ne ridicăm la un nivel cât mai ridicat. Și mă bucur că oamenii au avut cuvinte de apreciere la adresa muncii pe care ați desfășurat-o cu ei, la adresa lor și la adresa acestui moment. La sfârșit, când am urcat amândoi pe scenă, da. am simțit încă energia pozitivă care venea spre actorii noștri din, din, partea publicului. Și ne-am fructat și noi pentru o clipă din energia aia, care era cu adevărat specială. Mulțumim, domnule Rudi Moca, și pentru invitația de astăzi. Și asta ne-am și dorit, ca împreună, să-i promovăm pe acești tineri care au muncit. Au muncit și n au muncit puțin într-un domeniu, așa cum spuneau Adineauri, pe care ei nu-l cunosc foarte bine. Și sub îndrumarea dumneavoastră au reușit să interpreteze roluri nu tocmai ușoare. Știți că discutam ce piesă să facem. Da. Și mi-a venit în minte, hai să facem, prima dată am vrut uh, uh, o noapte furtunoasă și am zis că o lăsăm poate pe altă dată și zic, zic tac, anche și cadăr. Dar când am văzut uh, rolul cât de greu este pentru fiecare, zic, nu știu dacă e alegerea bună, acum să vedem ce se va întâmpla. Și s-a întâmplat un lucru extrem de frumos care i-a unit pe acești tineri în jurul unui proiect care, iată, a descoperit în fiecare uh, sentimente și stări uh, nebănuite. Eu văd foarte liniștiți aici, dar pe scenă erau toți dezlănțuiți. <laughs> Mulțumim foarte mult! Eu mulțumesc și nu-mi rămâne decât așa, să trec cu privirea și să vă mulțumesc tuturor pentru... Să vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită mie de a fi partener, coleg cu voi într-un astfel de proiect și sper în alte proiecte pentru că eu sunt mândru de ei. Oameni buni, dar timpul afectat emisiunii s-a terminat. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră iar până la emisiunea următoare, Ludimul Ca vă spune cu toată dragostea, oameni buni, fiți binecuvântați!